Corvinul Hunedoara este revelația acestui sezon, iar aseară a reușit să scrie o nouă filă de istorie. Divizionara Secunda a bătut cu 3-1 pe FC Voluntari și s-a calificat în finala Cupei României la fotbal. Un lucru este cert, Corvinul Hunedoara a impresionat nu doar întreaga comunitate hunedoreană, ci a trecut și dincolo de granițele județului. În condițiile în care vine centrarea pe prima bară, Manolache, gol! Corvinul Hunedoara. Pățile lui Ejoi Faul Neacea dă de la mare distanță. Gol! Gol Corvinul! Ce execuție, dar sigur că vorbim și de o eroare a portarului Vâlceanu. 2-1 pentru Corvinul. Mulți oameni, Lucu pregătește șutul, trage pe centrul porții, intervenția lui Vâlceanu, fața lui încheiată, Coman și gol! 3-1. Antonio Manolache, Alexandru Neacșa și Marius Coman sunt marcatorii golurilor în poarta celor de la FC Voluntari, echipă de Liga 1 care a reușit să marcheze un singur gol în poarta alb-albaștrilor. Un meci de vis. Ne gândeam la un rezultat pozitiv pentru că de-aia am intrat în teren. Vroiam să câștigăm meciul din seara asta. Mulțumesc, cum am spus lui Dumnezeu, că a fost cu noi mai mult. Ne-a ajutat, m-a ajutat și pe mine să înscriu și sunt foarte fericit că pot să joc finala de pe 15 mai. De fiecare dată când a jucat Corvinul acasă în Cupa României a plouat și spectatorii au fost alături de noi încă de când am ajuns la stadion, cu 2 ore înainte era aproape plin stadionul. Mulțumesc încă o dată și băieților la fel. O atmosferă extraordinară în tribune. Băieții s-au mobilizat că nu e ușor să joci împotriva unei echipe de Liga 1 pe teren propriu, cu un stadion plin. Așteptările sunt mari pentru că, așa cum le-am spus, ei au făcut acest lucru, să fie așteptările mari. A fost o presiune pe umerii lor după meciul câștigat. Noi, pe data de 2, am jucat cu CFR. Astăzi suntem în 17 și am avut un total de 5 meciuri. Nu e ușor cu lotul nostru, dar băieții s-au pregătit bine, s-au odihnit, sau nu-mi place să spun că s-au autodepășit, pentru că au făcut atât cât au putut. Au avut voință, au avut suflet în ei, viață, au interpretat foarte bine tactic, jocul. Am întâlnit o echipă foarte motivată a Corvinului Hunedoara, susținută de un public minunat, pot spune. A venit în număr foarte mare la stadion și a susținut din primul minut echipa. Ca joc, din păcate, noi nu am făcut un joc așa cum mi-am dorit eu în seara asta, dar pot să vă spun că gândul nostru, chiar după finalul de meci, este către ceea ce urmează. Echipa pregătită de Florin Maxim este revelația acestui sezon și are șanse să joace chiar și în Europa League. Evident, dacă se va impune în finala pe care o va disputa în 15 mai la Sibiu cu câștigătoarea duelului dintre Oțelul Galați și Universitatea Cluj. E reconfortant să știi că la 2 ani și jumătate de când am început acest proiect din nimic, pentru că nici nu exista Corvinul în acel moment, să obții cea mai mare performanță din istoria clubului de peste 103 ani, calificarea în finala Cupei României, având drept de a juca în cupele europene. Corvinul este la un meci distanță de două competiții diferite, două competiții europene, Europa League și Conference League. Lucru absolut incredibil, e meritul acestor băieți și cred că începând din această seară, ei sunt noua generație de aur a Corvinului. Ei sunt noua generație de aur a Corvinului pentru că tocmai au reușit cea mai mare performanță din istoria clubului. Noi am făcut tot ce e posibil din această echipă să o creăm și să fie o echipă cât mai unită. Sunt băieți serioși, au demonstrat, nu există echipă în Liga 1 care să ne fie frică de ea, pentru că am bătut deținătoarea cupei pe Sepsi, campioana României CFR Cluj. Acum a venit rândul Voluntariului, dar noi ne vedem de treabă. Ne bucurăm în seara asta foarte mult, de mâine uităm și începem o altă etapă. Avem meci de campionat, dar cu gândul întotdeauna la cupă. Vrem să facem o mare bucurie hunedorenilor și tuturor celor care iubesc echipa Corvinu. Băieții aceștia ne-au făcut pe toți mândri de ei și până la urmă acest proiect, pornit în urmă cu 3 ani de zile, un oraș, o comunitate, o echipă, Corvinul Hunedoara, iată că dă un rezultat neașteptat pentru foarte multă lume, dar așteptat pentru noi.
Cred că în momentul de față depășim cea mai bună performanță a echipei Corvinu sau oricare echipe din Hunedoara de la înființarea fotbalului din 1921, să joci o finală de Cupa României, dar ceea ce este mai spectaculos este faptul că această echipă vine din Liga 3-a, este în Liga 2-a, am vins o echipă de Liga 1 care joacă de foarte mulți ani în Liga 1 și cred că nu a arătat cu nimic mai prejos în seara aceasta. După meciul incendiar de la Hunedoara, primarul Urbei Dan Bobovuțanu a sărbătorit alături de fotbaliștii Corvinului în vestiare, unde a făcut un gest impresionant. Pas! A făcut pas! Voi v-ați făcut un pas astăzi și ați ajuns în finală. Ați depășit orice așteptare, dar și orice performanță de 100 de ani al acestui club. Și pentru că voi ați făcut pasul, eu voi face pentru voi pasul, mă. Pentru voi. Bravo, băieți! Bravo! La Hunedoara, ploaia a însemnat meciuri câștigate pentru Corvinul, iar suporterii au fost și sunt alături de albalbaștri, indiferent de vreme. Mai mult decât atât, la finalul meciului, după explozia de bucurie de pe stadion, dar și din tribune, fotbaliștii Corvinului au rămas alături de suporteri care și-au dorit să se fotografieze împreună cu ei, dar au oferit și autografe, în special copiilor.